Bun găsit, dragi prieteni, la început de an. Pentru că suntem la început de an, trebuie să vă spunem, ne simțim dator să vă spunem, să vă urăm un an nou fericit cu tot ce vă doriți, cu sănătate și cu vise, cu multe, multe vise împlinite. De fapt, toate. Eu sunt Bogdan Drăgulescu, de profesie visător, regizor de film, de teatru, dar și anfitrion al acestui loc pe care noi ne-am gândit să-l botezăm Talk Time for All, Iată că astăzi ni s-a împlinit și nou un vis. Visul de acela de a deschide acest spațiu minunat, acesta care vedeți în jurul nostru, care este un spațiu expozițional, dar care nu va fi numai un spațiu expozițional, va fi un spațiu de întâlniri. Întâlniri între oameni și ideile lor, și visele lor, și speranțele lor, și iluziile lor, și luminile lor un spațiu în care noi vom invita pentru tine artiști de toate sensibilitățile, de la artiști plastici până la artiști ai scenei și ecranului, dar și oameni simpli, oameni care au de împărtășit cu noi un vis, o idee, o lumină. Din intersecția asta de lumini, speranțe, iubiri, vise, sperăm ca uh, voi, cei care ne priviți, prietenii noștri dragi, să uh, cumva să împărtășiți din ele și să ne trimiteți înapoi iar din acest dute vino de idei și de împărtășiri de lumini Cumva să ne facem viața mai frumoasă, mai, mai firească, mai normală Mai aproape de ceea ce ar trebui ea să fie mai aproape, de, mai aproape de câștigarea unui sens Și nu al unui scop Prin urmare, în final nu mi rămâne decât să vă urez încă o dată Bine ați venit în spațiul nostru virtual În spațiul tău în care sperăm să te regăsești Din preună cu visele Speranțele, iluziile, deziluziile, înțelegerile și luminile tale.